Consider că lucrul ăsta este minunat. Pentru tine, da. Pentru ea care rămân, nu. Da, și asta este adevărat. Statul meu, să-ți spună, Bianca, mi-a schimbat viața, mi-a dus și direcția, mai e capul meu. Toți. Ce-a fost rău de bun? Da. Și acum îmi pare rău de căzut. Merge înainte și întoarcerea presupune o retrogradare a mea. Și se presupune că tot ce s-a întâmplat până acum au fost niște experiențe care ne-au adus în momentul de față, aici unde suntem, ca să avansăm și să avansăm și să avansăm. Da, dar avansat. Și persoana față de care tu ai putea avea un nou... Da, dar eu personal nu m-aș mai întoarce nicio secundă într-o situație în care nu m-aș mai regăsi, doar de dragul ca să-i fac bine unui om și să mă dau pe mine la o parte. Doar ca să-i fie lui bine. Și persoana respectivă a crescut. Deci tu te întoarce la o chestie care nu s-a întâmplat. Te întoarci la o persoană pe care nu ai cunoscut-o, pentru că nu știi ce a devenit omul ăla de tine. Să nu-i de așa. Puțin oameni se schimbă. Foarte puțin. Eu, prin prisma faptului că am început să mă cunosc pe mine foarte bine, îmi dau seama că, într-adevăr, am schimbat mici detalii la mine, dar, în esență, am rămas același om, cu aceleași principii. Dar, la modul general, dacă stai să privești un ansamblu, nu.